Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile eveniment. Pentru început vă invit să urmăriți titlurile ediției. Luni a sunat clopoțelul pentru mai bine de 60.000 de elevi din tot județul. Mulți dintre ei pășesc pentru prima oară într-o sală de clasă. Cu emoții au revenit în bănci și cei care au trecut în clasa a noua. Cele mai mari emoții le au cei de la clasa a noua de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Aceștia o vor avea ca diriginte pe prima doamnă. Emoții mari au fost și la Colegiul Independența. Aici învață 10 de tineri care au optat pentru învățământul dual. La finalizarea cursurilor, aceștia vor avea la mână, pe lângă diplomă și o meserie care să le asigure un trai decent. Cei mai mulți dintre ei vor ajunge să lucreze chiar la firmele unde au făcut practică pe timpul școlarizării. Debutul de an școlar nu vine numai cu bucurii pentru toți elevii. Cei de la Regina Maria, spre exemplu, își vor petrece primele luni ale anului de învățământ în alte școli decât cea cu care sunt obișnuiți. Lucrările de mansardare parțială a școlii amintite vor dura până în decembrie. 34 de săptămâni, atât vor petrece în bănci majoritatea elevilor. Excepție vor face absolvenții de gimnaziu și liceu, pentru care cursurile se vor finaliza mai devreme pentru a permite pregătirea în vederea evaluării naționale și bacalaureatului. Nu lipsesc nici momentele de relaș, cum ar fi vacanța de iarnă, cea intersemestrială sau pascală. Între timp, cei de la grădiniță sau clasele 1-4 vor mai avea o vacanță din 27 octombrie și până în 4 noiembrie. Luni a sunat clopoțelul pentru mai bine de 60.000 de elevi din tot județul. Mulți dintre ei pășesc pentru prima oară într-o sală de clasă. Cu emoții au revenit în bănci și cei care au trecut în clasa a noua. Cele mai mari emoții le au cei de clasa a noua de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Aceștia o vor avea ca diriginte pe prima doamnă. Aproape 61.000 de elevi au mers luni la festivitățile de deschidere a noului an școlar. La Colegiul Gheorghe Lazăr din Sibiu, spre exemplu, liceenii au putut-o întâlni pe soția președintelui. Carmen Iohannis este aici profesoară de engleză. Cei mai norocoși sunt însă elevii din clasa a noua E, care o vor avea ca și dirigintă. O zi pe care probabil marea majoritate nu o vom uita. Cu astfel de zile de început de an pășim plin de optimism și sperăm să ne realizăm toate planurile pe care ni le stabilim în această zi. Fiind an centenar, sigur că aspirațiile noastre vor fi și mai înalte și sper ca în acest an să le atingem în cea mai mare măsură. E o zi foarte bucuroasă pentru că mă întâlnesc și cu moștii elevi, mă așteaptă aici și preiau o clasă de Boboci, clasa 9E, pe care sper să-i conduc până când se poate spre sfârșitul acestui liceu. Vă doresc tuturor să aveți bucuria zilei de astăzi în suflete și pe parcursul anului care. Bucuria revederii a fost cu atât mai mare pentru foștii elevi ai primei doamne. Aceștia au îmbrățișat-o cu căldură și chiar au însoțit-o în sala de clasă pentru a le povesti împreună bobocilor despre cei 4 ani care îi așteaptă la Colegiul Sibian. Cât despre Carmen Iohannis ca și diriginte, foștii elevi au numai cuvinte de laudă. Cum a fost revederea cu fosta voastră diriginta? A fost foarte emoționant. Cu toții i-am simțit lipsa, deși și pe parcursul vacanței. Acum ne-am terminat, ne despărțim, mergem fiecare în alte locuri. Dar totuși ceva ne leagă de liceu și de doamna dirigintă, pentru că a fost 4 ani foarte, foarte frumoși și foarte bine ne-am simțit cu toții. Și abia așteptăm să vină întâlnirea de 10 ani, ce putem spune. O să mențineți legătura? O să nu ținem legătura, deci este natural pentru noi să vorbim cu dânsa, să pur și simplu să comunicăm, pentru că ne face o deosebită plăcere și ne înțelegem extraordinar de bine. Nu avem motiv să nu. Cum e ca dirigentă? Care sunt cele mai importante sfaturi și cele mai bune învățăminte pe care le-ați primit de la dânsa? Cele mai multe. Primul rând să o asculte. Toată lumea trebuie să aibă de grijă și să cumva să bage de seamă toate sfaturile pe care le dă, ceea ce le-am spus și noi
elevilor care urmează după noi e să asculte foarte bine pe doamna dirigintă, pentru că are foarte multe de spus. Iar noi doar nu putem rezuma în efectiv câteva cuvinte ceea ce ne-a învățat doamna dirigintă, pentru că au fost foarte, foarte multe lucruri. Da, sfaturile sunt de-a dreptul părintești, ce mi-a spus și mama, mi-a spus și doamna dirigintă. Pot să spun din suflet faptul că m-am atașat extraordinar de mult de dânsa și va fi foarte, foarte dor. Emoții mari au fost și la Colegiul Independența. Aici învață 10 de tineri care au optat pentru învățământul dual. La finalizarea cursurilor, aceștia vor avea la mână, pe lângă diplomă, și o meserie care să le asigure un trai decent. Cei mai mulți dintre ei vor ajunge să lucreze chiar la firmele unde au făcut practică pe timpul școlarizării. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Elevii Liceului Independența au fost întâmpinați în curtea școlii de către dascăl, director, dar și reprezentanții ai poliției sau ai bisericii. Cu toții le-au urat un an cât mai bun și cu mult spor la învățătură. Poliția Română transmite toate gândurile bune și urările de succes tuturor celor care astăzi încep un nou an școlar, elevi, profesori, dar și părinți. Siguranța în școli constituie o prioritate pentru Poliția Română. Am luat măsuri pentru protejarea școlii și vă asigurăm că vom fi alături de dumneavoastră atunci când veți avea nevoie de noi. Dragi elevi, Poliția Română vă urează să aveți parte de un an școlar plin de reușite, cu rezultate deosebite la învățătură, în care să acumulați cât mai multe cunoștințe, care să vă modeleze caracterul și să vă pregătească pentru viață. Cele mai mari emoții le-au avut însă cei care au optat pentru sistemul dual de învățământ. Această formă de educație este relativ puțin cunoscută și aplicată la nivel de țară. Are însă deja o tradiție la nivelul Sibiului. La Colegiul Tehnic Independența sunt deja două promoții care au încheiat cu succes cursurile și s-au angajat în firme de renume. Ne mândrim cu generații de elevi, două până acum, care au urmat acest învățământ dual și care s-au și angajat la companiile partenere. Sigur, practica și dumneavoastră o veți face tot la agenții economici parteneri și sper să aveți un loc de muncă și unde să vă angajați și să vă învățați meseria în această școală așa cum trebuie. La festivitatea de deschidere a fost și primarul Astrid Fodor. Șefa de la municipiu i-a felicitat pe cei care au optat pentru învățământul dual. Dacă veți avea grijă ca copiii să vină la școală, să-și facă conștiincios temele, la sfârșitul celor 3 ani de învățământ, puteți să fiți mai mult ca sigur că vor avea un loc de muncă bun, un salariu decent și după aceea poate să urmeze și alte forme de învățământ dacă ei consideră să doresc și se simt în stare. Important e ca o meserie. Și acum vouă, dragi elevi care vă văd aici mulți în sală, eu sunt convinsă că dacă aveți înclinații practice, vă veți simți bine în această școală cu învățământ dual. În primul rând, veți învăța o meserie, dar nu veți învăța numai teoretic și veți învăța și practic. Și atunci, când după 3 ani de activitate conștiincioasă, când vă întreabă angajatorul, tu ce știi să faci, voi veți avea un răspuns la această întrebare. Ceea ce mulți dintre absolvenții altor forme de învățământ nu pot să facă. Dacă îi întreabă ce știi să faci, voi știți ce veți putea face. Important e să învățați, să vă străduiți și să puneți pasiune. Debutul de an școlar nu vine numai cu bucurii pentru toți elevii. Cei de la Regina Maria, spre exemplu, își vor petrece primele luni ale anului de învățământ în alte școli decât cea cu care sunt obișnuiți. Lucrările de mansardare parțială a școlii amintite vor dura până în decembrie. La școala Regina Maria, lucrările de mansardare parțială a unității de învățământ sunt în plină desfășurare. Valoarea investiției este de peste 2 milioane de lei și presupun mansardarea unei jumătăți de imobil și amenajarea aici a 6 noi săli de clasă. Pentru că lucrările nu au putut fi finalizate în timp util, o parte dintre elei vor învăța până la finele acestui an în alte școli. Lucrările de mansardare a școlii Regina Maria sunt în grafic. Acestea au ca termen de finalizare luna decembrie 2018. Clasele care aveau ore în corpul B, cel care se mansardează, vor fi mutate. Gimnaziul se va muta la școala 1 din Strand, iar 3 clase primare vor fi mutate la Liceul Independența. În cazul claselor mutate provizoriu la alte școli, cursurile se vor ține de dimineață, atât în cazul claselor primare, cât și în cazul celor de gimnaziu.
34 de săptămâni, atât vor petrece în bănci majoritatea elevilor. Excepție vor face absolvenții de gimnaziu și liceu, pentru care se vor finaliza mai devreme, pentru a permite pregătirea în vederea evaluării naționale și bacalaureatului. Nu lipsesc nici momentele de relax, cum ar fi vacanța de iarnă, cea intersemestrială sau pascală. Între timp, cei de la grădiniță sau clasele 1-4 vor mai avea o vacanță din 27 octombrie și până în 4 noiembrie. Anul școlar 2018-2019 a început în 10 septembrie și este structurat pe 34 de săptămâni de școală. Acestea însumează un număr de 168 de zile lucrătoare. Primul semestru se întinde până la data de 1 februarie, iar cel de-al doilea debutează în 11 februarie și se încheie în 14 iunie, când școlarii intră în vacanța de vară. De-a lungul anului școlar au fost programate 4, respectiv 5 vacanțe școlare în funcție de ciclul de învățământ. Norocoșii cu o vacanță în plus sunt micuții de grădinițe și clasele 1-4. Pentru ei, prima vacanță începe în 27 octombrie și durează până în 4 noiembrie. Restul școlarilor vor avea vacanța de iarnă în perioada 22 decembrie 2018 13 ianuarie 2019. Vacanța intersemestrială, programată pentru perioada 20 februarie, vacanța de primăvară care va dura din 20 aprilie 2019 și până în 5 mai 2019, dar și mult așteptată vacanța de vară care începe din 15 iunie și se continuă până în 15 septembrie. Noul an școlar 2019-2020 va debuta în data de 16 septembrie. Vor lua vacanță mai repede elevii care sunt absolvenți de clasa a 8-a sau a 12-a. Pentru liceenii, în an terminal, școala se va încheia în 31 mai, iar pentru absolvenții de gimnaziu în 7 iunie 2019. A fost weekend de foc pentru polițiștii rutieri. Oamenii legii au derulat acțiuni de control pe toate liniile. S-au ales cu dosare penale 15 conducători auto și s-au aplicat amenzi în valoare de peste 50.000 de lei. De vineri până duminică, polițiștii sibieni au constatat 15 infracțiuni la regimul rutier, au reținut 25 de permise în vederea suspendării dreptului de a conduce și au aplicat 292 de sancțiuni contravenționale în valoare de 58.000 de lei. Cei mai mulți șoferi cu dosare penale au fost consumatori de alcool la volan. Vorbim despre 10 conducători auto prinși băuți la volan pe drumurile publice ale județului. În cazul acestora, etilotestul a indicat valori cuprinse între 0,24 și 0,98 de miligrame per litru de alcool pur în aerul expirat. Tot cu dosar penal s-a ales și un bărbat de 39 de ani din Șeica Mare. Acesta a urcat la volan deși nu deținea niciun fel de permis de conducere. În mediaș, polițiștii au depistat un localnic de 49 de ani care conducea un autoturism nenmatriculat și acestuia i-a fost întocmit dosar penal. Cel mai grav caz este cel al unui tânăr de 18 ani care a fost prins și băut și fără permis. Băiatul ar fi scăpat probabil de oamenii legii dacă nu ar fi produs un eveniment rutier. Pe fondul lipsei de experiență la volan, tânărul a pierdut controlul mașinii și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat. Cu dosar penal s-a ales și proprietarul mașinii conduse de către tânărul de 18 ani. Cel din urmă este acuzat că a încredințat mașina unei persoane despre care știa că nu deține permis de conducere. Pe DN14, polițiștii rutieri au oprit pentru control de rutină o mașină condusă de către un tânăr de 23 de ani. În cazul acestuia, oamenii legii au constatat că autovehiculul condus este neînmatriculat, iar plăcuțele aplicate de către tânăr erau false. Pregătirile pentru Astra Film Festival sunt în toi. Aflat la ediția cu numărul 25, evenimentul propune cinefililor peste 100 de pelicule non-ficțiune. Filmele au fost grupate pe 5 categorii competiționale. Ediția aniversară de 25 de ani a Astra Film Festival se va desfășura în perioada 15-21 octombrie. Pentru ediția din acest an au fost selectate mai bine de 100 de filme care prezintă povești 100% adevărate. Dintre acestea, 56 au intrat în competiția pentru Marele Premiu al Festivalului. Acestea au fost grupate pe 14 teme și 5 secțiuni competiționale. Restul de 45 de proiecții vor putea fi vizualizate în afara cadrului competițional. Temele supuse dezbaterilor din acest an explorează fațete, mentalitățile și normele sociale ale acestei lumi. Centenarul României este omagiat prin proiecția în premiera filmului Drumul Regilor Transalpina în regia lui Dumitru Budrală. Din prima categorie de filme intrate în competiție, cea destinată producțiilor internaționale, fac parte 9 pelicule din Statele Unite, Austria, Lituania, Olanda, Germania, Italia sau Franța. Cea de-a doua categorie este dedicată producțiilor venite din Europa Centrală și de Est și cuprinde 10 documentare. Alte 9 proiecții intră în competiția pentru filme românești, în timp ce pentru categoria de scurtmetraj documentar se întrec 12 producții. La ultima categorie, Doc School Student, participă 15 producții. Tir încărcat cu diluanți răsturnat pe centura Apahida, în dreptul rampei de gunoi Patarât. Șoferul se afla sub influența alcoolului.
Un șofer băut care conducea un tir încărcat cu diluanți s-a răsturnat duminică seara în jurul orei 20 pe centura Apahida în dreptul rampei de gunoi Patarât. Șoferul a scăpat cu răni ușoare, dar în urma probelor biologice s-a stabilit că avea alcoolemie de 1,20 mg litru alcool în sânge. Din primele informații rezultă că acesta a pierdut controlul asupra tirului într-o curbă și s-a răsturnat, fiind afectat și de starea de ebrietate cu care a pornit în cursă. Sensuri unice noi în municipiul Alba Iulia. Măsura a fost luată pentru fluidizarea traficului rutier în apropierea Liceului de Arte, Liceului Sportiv și a Școlii Vasile Goldiș. Noi sensuri unice au fost instituite pe străzile din Alba Iulia pentru fluidizarea traficului rutier în proximitatea a trei unități de învățământ, Liceul Sportiv, Liceul de Arte Regina Maria și Școala Generală Vasile Goldiș. Astfel a fost prelungită circulația cu sens unic pe strada Avram Iancu și pe tronsonul cuprins între străzile Teilor și George Coșbuc. De asemenea, a fost instituit sens unic pe strada BPHD cu sensul de circulație strada Ștefan cel Mare spre blocul D2 și posibilitatea de întoarcere cu sens unic pe strada George Barițiu cu sens de circulație în artera colectoare Ștefan cel Mare. Fetiță de 5 ani din Reghina accidentată grav, a pătruns pe carosabil fără să se asigure și a fost lovită de un autoturism condus de un tânăr de 18 ani. Accidentul auto a avut loc în piața Petru Maior din Reghin. Un conducător auto în vârstă de 18 ani din comuna Gurghiu a accidentat grav cu autoturismul o fetiță de 5 ani din Reghin. Aceasta, pe fondul indisciplinei pietonale, a pătruns pe carosabil fără a se asigura și prin loc nepermis. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, a transmis IPJ Mureș. Fermierii din localitățile afectate de pesta porcină primesc bani pentru porcii sacrificați. DSV Constanța a efectuat deja plățile pentru 177 de proprietari de animale. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța au precizat că, în urma uciderii preventive a porcinelor din localitățile afectate de pesta porcină africană, au fost întocmite și finalizate 398 de dosare de evaluare. Astfel, în ultimele două zile au fost plătite primele 177 de dosare cu o valoare de 863.000 de lei. Această plată a fost efectuată de către DSVSA Constanța prin virament bancar în contul fiecărui proprietar. Restul dosarelor urmând a fi plătite începând de luni 10 septembrie. Pentru un kilogram de carne de porc se va plăti între 6 și 12 lei, deci despăgubirea minimă pe care un fermier o va primi va fi în jur de 600 de lei per porc sacrificat. A fost publicat clasamentul celor mai sigure țări din lume în 2018. România se află pe locul 24 din cele 163 de țări luate în calcul. Cele mai sigure țări din lume au fost dezvăluite în indicele global al păcii pentru 2018, iar România se află în top 30. Raportul anual publicat de Institutul pentru Economie și Pace a clasat 163 de țări ținând cont de 23 de factori, printre care rata criminalității, teroarea politică și decesele cauzate de conflictele interne. Pentru al 11-lea an consecutiv, națiunea nord-europeană a Islandei este desemnată cel mai sigur loc din lume, în timp ce statele măcinate de război, precum Afganistan și Siria, ocupă ultimele locuri. Pe de altă parte, România ocupă locul 24, în timp ce Republica Moldova este pe 64. Totuși, Islanda nu este singura țară europeană în top 10. Austria a fost pe podium, pe locul 3, iar Portugalia și Danemarca au fost următoarele. Cehia a fost plasată pe locul 7, iar Irlanda încheie top 10. Marea Britanie și Statele Unite sunt pe 57, respectiv 121. Corina Chiriac are încredere mai mare în oglindă decât în stiliști. Interpreta se ocupă singură de imaginea ei. Trece și revine, e sfârșit și început. Doar iubirea pentru tine a venit și n-a trecut. Numai tu, plictisit și ciudat, n-ai putut să reziști și ai plecat. Am fost doi în prolog și acum strig numai eu, Cortina, vă rog. La aproape 70 de ani, Corina Chiriac continuă să fie un etalon de eleganță pentru femeile din România. De fiecare dată când apare în fața publicului, are grijă să se prezinte impecabil. Dacă în cazul artistelor tinere, imaginea este meritul unei întregi armate, în cazul doamnei muzicii ușoare românești, lucrurile stau altfel. Interpreta se ocupă singură de lucrul ei.
stai să-i număr pe toți cei care mă ajută. Eu, în principiu, doar eu mă ocup de imaginea mea. Sigur că am câteva persoane cu care mă sfătuiesc. În primul rând este fotografa mea preferată, doamna Ioana Chiriță, apoi mai sunt scenografi cu care mă sfătuiesc, dar în general bunul Dumnezeu este în spatele meu, a mărturisit Corina Chiria. Hai cu tează, mâna toți îți zeci prin păr. Treci o viață cât durează, un minut de adevăr. Văd că taci ce-ai roșit în obraj, ți-aș da eu un cuvânt de curaj. Dacă tu nu-l mai știi, nu-l mai ai, ți-l spun eu, iubire mai. Acestea au fost știrile. Nu uitați, dacă surprindeți momente deosebite, puteți trimite imagini și informații pe adresa de e-mail știrea@rondevenimentsibiu.ro. Sunt Carmen Bădilă și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi, pe curând!